Creșterile de prețuri s-au mai domolit luna trecută când s-a înregistrat o majorare de 3,4% comparativ cu luna noiembrie 2017. Asta arată datele Institutului Național de Statistică publicate astăzi. Față de luna octombrie 2018, inflația a scăzut în noiembrie 2018 cu aproape un procent de la 4,3% în luna a 10 -a. Față de luna noiembrie 2017, cel mai mult au crescut prețurile la mărfurile nealimentare, care s-au scumpit cu 4,24%. Mărfurile alimentare a urcat cu 2,86%, în timp ce serviciile au înregistrat un avans de 2,5%. La unele produse și servicii, însă, prețurile au explodat în ultimul an. Astfel, prețul cartofilor a crescut cu 32,07% față de decembrie 2017. Prețul altor legume a urcat cu 17,29%, în timp ce prețul gazelor a urcat cu 16,61%. În acest an, cea mai mare rată a inflației s-a înregistrat în luna mai, când creșterea prețurilor de de consum a fost de 5,41%. Datele Institutului Național de Statistică confirmă și previziunile Băncii Naționale a României în ceea ce privește inflația. BNR a revizuit în scădere la 3,5% prognoza de inflație pentru finalul acestui an, de la o prognoză anterioară de 3,6%.